Percheziții de amploare într-un dosar care vizează neregul la o crescătorie de păsări din județul Giurgiu. Autoritățile bănuiesc că la ferma respectivă au fost eliberate certificate de sănătate false pentru ca mii de păsări să poată fi vândute cu doar o săptămână înainte ca în crescătorie să fie declarat focar de gripa aviară. Cercetările au fost declanșate în urma unei plângeri formulate de către Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Giurgiu, referitoare la existența unor neconcordanțe privind documentele de achiziție și de vânzarea unor păsări de la ferma respectivă potrivit IPJ Giurgiu, în perioada 30 martie, un medic veterinar din cadrul DSVSA Giurgiu, cu care ferma avea contract pentru prestarea serviciilor veterinare, ar fi întocmit 20 de certificate de sănătate false pentru comercializarea a 7.690 de păsări vii. El ar fi atestat în mod necorespunzător că păsările ar fi fost vândute către diferite persoane din județ la prețul de un leu fiecare. Medicul ar fi fost ajutat în acțiunea de falsificare de un funcționar economic din cadrul crescătoriei. Reprezentanții fermei ar fi falsificat și avizele de însoțare la 8 zile de la vânzarea păsărilor, la crescătoria respectivă a fost declarat focar de gripă aviară. Anchetatorii spun însă că deocamdată nu s-a stabilit cu exactitate dacă din fermă au fost vândute găini bolnave. În urma percheziților făcute la nouă adrese din București, Giurgiu și Ilfov, cinci persoane au fost duse la audieri. Acestea sunt suspectate de fals intelectual, complicitate la fals intelectual, abuz în serviciu și fals în înscrisuri sub semnătură privată, toate în formă continuată.